Istoria noastră începe în localitatea Radomirești. Aici dăm peste conacul Brătășanu. Construit de boierul Polișor Brătășanu în secolul al XIX-lea, conacul este realizat din zidărie de cărămidă cu goluri de aer. Șarpanta este din lemn cu învelitoare din țiglă. În vremurile de glorie, moșia brătășenilor se întindea pe sute de hectare. Boierii aveau domenii întinse, iar bogăția era concentrată în jurul conacului. Totul a rămas acum o îndepărtată amintire. Conacul a fost rechiziționat de comuniști și transformat pe rând în sediul IASE al Șantierului Național al Tineretului, vizitat de Nicu Ceaușescu și după 89 sediu de societate. Din splendoarea de odinioară a conacului Brătășanu nu a mai rămas nimic. Acum doar o minune mai ține clădirea în picioare. Hoții au furat cam tot ce se putea lua. Cărămizi, uși, ferestre, până și podelele au căzut pradă hoților. Conacul a fost retrocedat moștenitorilor care aveau obligația să-l întrețină. Lucru ce nu s-a întâmplat. Singurele vietăți care își fac veacul printre ruine sunt păsările. Gradul de degradare al imobilului se accentuează de la o zi la alta. Din acoperiș nu a mai rămas mare lucru, iar grinzile de susținere au dispărut și ele odată ce hoții au dat de ele. În consecință, până la prăbușirea grandiosului edificiu nu mai e decât un pas. Totul depinde de proprietarii care până acum nu au luat nicio măsură pentru conservarea monumentului. Aici se relaxau domnițele și domnii în epoca de aur a conacului. Conacul Brătășanu a fost construit de Polișor Brătăceanu, mare proprietar de terenuri, în prima jumătate a secolului al XIX-lea. De atunci însă au trecut mai bine de 100 de ani și conacul a ajuns, cum îl vedeți și dumneavoastră, aproape o ruină. Aici nu s-a mai investit niciun ban din epoca comunistă când a funcționat ca IASE. Acesta a fost retrocedat proprietarilor și acum a rămas la mila lor. Lăsăm în urmă cu regret conacul Brătășanu și ne îndreptăm spre comuna Mihăiești, unde un alt boier deținea domenii întinse. Pipile Popescu a ridicat la început de secol 20 o impozantă clădire pe moșia pe care o deținea. Naționalizat de comuniști, timp de peste 40 de ani în clădire a funcționat sediul IASE-ului din localitate. Cei peste 100 de ani și-au pus amprenta puternică asupra edificiului. Din grandioasa clădire nu a mai rămas nimic. Doar câteva fragmente de zid mai amintesc odinioară, aici a fost un conac boieresc și în acest caz, imobilul a fost revendicat de către urmașii boierului Popescu și retrocedat de autorități. Și odată cu retrocedarea, s-a intensificat și procesul de degradare al imobilului. În mai puțin de 10 ani, acesta s-a distrus aproape în totalitate. În spatele meu trebuia să fie conacul Pipilă Popescu. Acesta a fost construit de boierul cu același nume la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului 20. Aici a funcționat timp de mai mulți ani sediul IASE-ului, în perioada comunistă. Din păcate însă, acesta a ajuns, după cum vedeți, o ruină. Fostul conac se rezumă acum la doar doi pereți. Dacă nepăsarea continuă, cele două conace vor avea soarta altor zeci de clădiri emblematice care s-au năruit din lipsa de interes autorităților, proprietarilor sau celor care le au în administrare, s-a ajuns în punctul de a ne pierde identitatea. În județul Olt nu există în acest moment niciun conac boieresc reabilitat. Timpul și timpurile au măcinat din temelii clădiri care altădată reprezentau mândria locuitorilor acestor meleaguri. Un proiect la nivel macro care să cuprindă mai multe imobile nu a fost deocamdată gândit, cu atât mai puțin pus în practică. Povestea celor care au lăsat ceva în urma lor se încheie aici. Conace, moșii întinse, case la oraș au rămas moștenire pentru generațiile viitoare. Vremea vechilor boieri a apus. Rămâne de văzut ce vor face urmașii sau autoritățile locale cu moștenirea. Deocamdată rămânem cu un gust amar că parte din istoria noastră se năruie sub ochii noștri.